Bună, prieteni, noul Zoe sau noul sau vechiul Zoe, cred că e vechiul Zoe ăsta, cel de 400 de kilometri. Mulțumim celor la Transilvania Automobile, Renault Sibiu, cum le zic eu, că pot face al doilea test cu el de 2 zile. Așa arată exteriorul. Foarte, foarte frumos. Foarte, foarte liniar mașina. Un design nou pentru România. Lumini de zi. Jante, LED, totul. Ei zic că noul Zoe poate face 400 de km. Eu l-am luat cu 288. Și na, nu cred în basme. Cred că iarna e mai puțin de 300 de km. Partea faină este că eu am mers cu clima și acolo se consumă un pic de curent. Și mai e și așa distracție că mașina electrică are un cuplu fantastică. E fantastică la cuplu. Deci se deschide ușa din spate. Așa. Un mic element de design. Și stopurile spate cu albastru. Se arată că e electrică. Da, deci ziceam că este ZEU40. E foarte, foarte ok ca mașină pentru oraș. 4 uși, portbagaj. Cam tot ce vrei. Pentru o mașină de oraș, bijuteria. Cred că concurența lui BMW i3 pentru ea și acum Nissan Leaf. Dar ca design arată impecabil. Impecabil. Minusuri și plusuri. Plusuri, portbagaj foarte mare. Ia uitați. Portbagaj. Bine, mașina de oraș până la urmă. Încărcătorul domestic, adică cel de priză la 220. Și acea mufă de conectare. În rest, clasic Renault, nimic. Un pic designul schimbat și faptul că e electrică. Din lateral seamănă mult cu Clio, de o bijuterie. Recomand cumpărarea ei dacă stai la casă și poți beneficia de acea priză rapidă de încărcare. Dacă nu, pe încărcătorul domestic o pui seara și o iei dimineața. Și dacă te mai și distrezi un pic cu ea, s-au dus kilometrii ăia. Poate că la început faci distracția cu ea, dar e ceva foarte mișto să te joci cu mașina, că are un demaraj fantastic, iar la frânare nu mai spun că recuperezi din baterie destul de mult. Destul de mult recuperezi. Jențile, cauciucuri Michelin de 195-65 R16, suficiente pentru ea. Praguri metalice, nimica ascuns la restul modelelor. Un design simplu, dar frumos. Să vedem și interiorul acum. Interiorul la Zoe arată foarte bine, simpluț, un bord TFT pe care primești mai multe informații. Un ecran pe mijloc pe care ai și navigație. Sistemul de climatizare. O cutie automată. Un buton eco, care deja e clasic la Renault. Limitatoarele de viteză, care e spus destul de prost. Mai sus avem USB-ul și cardul pentru hartă. Cartela, fanta pentru cartela. Cartela trebuie să menționăm că se poate ține și în buzunar, dacă vrem să umblăm cu ea. În buzunar să nu mai băgăm în fantă. Butonul start-stop. Acea telecomandă din spatele volanului clasică, cred că e de prin 90. Volan îmbrăcat în piele, cum am zis pe el. Destul de frumos volanul.
Pe partea stânga a volanului sunt sistemele de reglat farurile, butonul pentru deschiderea siglei unde se încarcă. Asta habar n-am ce face încă. Geamurile electrice 4, oglinzile electrice. Iar sus avem sistemul de Bluetooth, microfonul, indicatorul de centuri. Pe bord avem un plastic ieftin, dar destul de bine arată. Ceva ornamente cu nichel, foarte faine, care le găsim și pe planșa de bord pe mijloc. Nu arată rău deloc. Așa, scaunele sunt destul de ok. Tetira nu se poate regla, din păcate, dar chiar stai bine pe scaune, îți găsești poziția ușor. Se reglează și pe înălțime. Volanul la fel se reglează. Ce pot să spun de nou Zoe? Nou, vechiul, nou, nici nu știu exact. Cred că a apărut încă unul. În primul și în primul rând, ce pot să spun este că să-mi cer scuze de la Renault. Când zic cei că ei că fac 400 de km, tind să cred, pentru că eu am luat-o cu 288 de km autonomie. În partea dreaptă a ecranului se vede și cât am consumat. 16 kWh și 124,9 km am făcut eu într-o singură zi. Ce înseamnă asta? Că 128, 124,9 clar dau mai mult de 288 cu cât am luat-o. De ce zic asta? Ieri am plecat de la Sibiu la Slimnic, după Slimnic de fapt, am plecat cu autonomie pe kilometri, mi-arăta aici 206 și m-am întors cu 221 de kilometri. Pe asta se bazează Renault când zice că poți face 400 de kilometri, adică mai și urci, mai și cobori, iar dacă mergi bine cu ea, ajungi, ai un plus de energie destul de mare. Eu am plecat de 2 minute cu ea, am oprit în parcare să filmez și pe partea de aici se vede cum am recuperat. Dacă nu atingi frâna și lucrezi doar din frână de motor, ai toate șansele să ajungi cu ea cu mai mulți kilometri decât am plecat la bază. De asta țin să zic că îmi cer scuze de la Renault, că am zis în alte clipuri că nu merge să faci 300 de kilometri cu ea încărcată, dar se pare că trece de 300 și ajungi la 400, cum zic ei. Una peste alta, prețul mașinii în momentul ăsta, în 2019, în august, e de 19.000 și vreo 700, hai să zic 20.000 cu rabla și cu tot ce au ei pe bonusul de la stat și cu ticket rabla. Per total, o mașină extraordinară. Spor și drumuri bune.